După cum îi ziceam și lui Radu, nu sunt extrem de bun pe zona de PowerPoint, dar îmi place să cred că pot să vorbesc foarte frumos. Deci, aveți răbdare cu, cu prezentarea mea de PowerPoint. Cre, cred că nu are rost să mai vorbesc prea mult despre mine. Radu a zis a zis suficiente de ce și cum. Am ales pentru astăzi așa un titlu un pic mai academic, istorie și prezent, pentru că aș vrea, în primul rând, să normalizez. Conceptul de, de inginerie socială. Deși numele este nou, metehnele, de fapt, sunt de când, de când lumea și pământul, și chiar aș vrea să să încep cu un exemplu care mi se pare și un pic amuzant oricum. Zona asta de ceea ce se numește Snake Coil. În trecut erau foarte mulți vânzători care îți vindeau elixiruri minune. Dă-te cu el pe cap și o să-ți crească părul înapoi, o să te iubească mai mult soția, o să, o să, o să, tot felul de lucruri prin care tot felul de uh, oameni uh, cu, cu moral uh, mai, mai jos uh, profitau de oameni de bună credință și le, uh, și le luau banii. Toate aceste tipuri de înșelătorii uh, s-au uh, uh, păstrat în, uh, în istorie ca fiind snake oils. Da, ăsta este un exemplu foarte, foarte. Uh, vechi de ceea ce înseamnă inginerie socială. Practic, profită de emoțiile și naivitatea oamenilor pentru a obține bani din, din chestia asta. Ce s-a întâmplat în ultimii 20-30 de ani? Păi s-au digitalizat, practic, aceste, aceste metehne. Iarăși un, un lucru demn de menționat, Oricât de mult ne-am protejat, ele nu vor dispărea. E ca și când ai spune că va dispărea furtul de apartament sau de na, cineva care fură dintr-o dintr casă. Nu am reușit să o rezolvăm în câteva zeci de mii de ani de civilizație, mă rog, câteva mii de civilizație un pic mai sedentară. Cred că nu o să reușim nici în zona digitală vreodată să, să scăpăm cu adevărat. Și atunci, totuși, ce putem să facem? Păi, la fel cum ne protejăm casa închizând, punând o alarmă, având grijă cine intră la noi în bloc sau alte lucruri care țin de vigilență, cam același lucru ar trebui să, să se întâmple și în, și în mediul online. Probabil cea mai cunoscută și amuzantă poveste de inginerie socială este cea cu transformatul plumbului în aur, unde o groază de oameni au trăit pe seama regilor zeci de ani pe la curțile lor, promițându-le să transforme plumbul în aur și nereușit niciodată. Într-adevăr, au avut și o viață scurtă, pentru că de obicei la final regele respectiv le cam tăia capul, dar uh, duceau o viață destul de bună. Bun. bun. Uh, veți vedea că mă mai uit un pic în sus ecranul meu deasupra webcam-ului, și atunci mă uit la, uh, la prezentare. Aș vrea, în primul rând, să să definim niște concepte de ce înțelegem prin inginerie socială în zona digitală, de data asta. Și aici sunt câteva, câteva definiții care cred că sunt relevante și este bine să le știți. Definițiile astea, de fapt, sunt tehnici de manipulare, practic. Prima și cea mai cunoscută este phishing, da? un, lans, un atac lansat prin e-mail, mesagerie platforme sociale, SMS, orice formă scrisă de fapt și de drept pentru a, înșela, pentru a vă înșela pe voi sau pe noi, mai bine zis. Practic, phishing înseamnă dă click aici pentru că o să câștigi un iPhone. Orice sună prea bine să fie adevărat, de obicei are o scamatorie în genul ăsta în spate. De asemenea, orice mesaj care poate avea un impact emoțional mare asupra voastră, poate fi un mod de o cale de atac de fapt și de drept. Așadar, dacă în, să zicem, lumea liberă asta înseamnă ridică coletul de la. vezi că ți-a venit coletul și îți pleacă înapoi dacă nu le ridici în două zile. Mesaje de fancurier și circulă destul de multe, inclusiv în prezent. Dă click aici ca să vezi statusul lui. Dacă sună prea uh, agresiv, înseamnă că ceva este, uh, este putred în spate. De, de fapt, fancurierul trimite mesajele automatizate și sistemul, să știți că funcționează destul de bine, uh, nu are rost să vă trimită mesaje care vă, vă panichează. Același lucru cu facturi, uh, restanțe la întreținere, îți închidem abonamentul la telefon. Tot felul de astfel de mesaje care vin, de fapt, și de drept să atenteze la starea voastră emoțională, în 90% din cazuri vor fi mesaje de phishing. Bun. Acum, cum se vede asta în interiorul organizațiilor și aici o să am și câteva exemple drăguțe mai târziu, de obicei la fel sunt lucruri care pun presiune. Poate să fie un mesaj. ANAF vă va popi conturile dacă nu plătiți taxele restante în 3 ore. Dați clic aici. Desigur, dacă ești șeful unui ONG și chiar ai niște oameni în subordine, s-ar putea să te panichezi un pic și să zici, Băi, hai să dau click repede să văd ce s-a întâmplat. Poate pot să fie tot felul de mesaje care par să vină de la un șef. Urgent ce s-a întâmplat aici, te rog frumos să-mi explici și pune un link. Poate să fie tot felul de, de forme de manipulare. Vă puteți imagina și puteți extrapola de aici extrem, extrem de multe uh, exemple. Într-unul din aceste exerciții de inginerie socială, pentru că, din nou, frumusețea e că unii oameni sunt plătiți să facă asta, eram la un, chiar la un ONG, nu foarte mare, vreo 20-30 de persoane, ceva în genul ăsta erau, care lucrau foarte mult cu, cu mediul corporate. Și am făcut o campanie pentru că se apropiau și sărbătorile, și am zis o firmă din piață numită de noi KPMQ. Uh, vă invită la petrecere, la terme cu tema de Hawaiian Party. Toată lumea din acea organizație a dat click pe el. Uh, tipul care făcea testele de securitate a rețelei IT râdea de nu mai putea pentru că era lângă și se strânseseră o bisericuță în care discutau cu ce să se îmbrace la petrecere. Nimeni nu s-a prins că era un Q care n-ar fi trebuit să fie neapărat Q. Mai mult decât atât, i-am rugat să își înregistreze niște date personale și să-și seteze un user și parolă. Mai bine de jumătate dintre ei și-au pus parola de la mailul de birou. Așadar, iată cât de simplu ar fi fost ca acea organizație, să, dacă cineva chiar își punea gândul, să fie atacată și să afle foarte ușor credențialele și să obțină orice informație vrea de acolo. Asta ar fi un exemplu. Sunt foarte, foarte multe, vom ajunge un pic mai târziu. Ce înseamnă, în schimb, spear phishing? Na, dacă phishing-ul mare de obicei e ca o plasă în care să prinzi toți, toți pește, adică trimiți la mulți și vezi cine, cine pică, spear phishing-ul este un mesaj cu o țintă anume. Da? Poate să targeteze un executiv, un CEO, un director financiar, depinzând de scopul lor, așadar se concentrează doar pe o persoană și cum pot manipula acea persoană să, să facă acest atac. În mediul ONG, în cele mai multe situații, nu este cazul decât dacă chiar supărați pe cineva, rău-rău tare de tot. Dar astea sunt niște cazuri extrem de izolate și, de obicei, paranoia pe astfel de cazuri face mai rău decât o igienă IT decentă. Bun. Vishing. Vishing. Dacă ați văzut lupul de pe Wall Street, filmul, în principiu, cum sunau oamenii aia și puneau presiune ca să cumperi niște acțiuni ca ei să facă niște bani, asta de fapt și de drept intră în categoria asta de, de vishing. Practic e o înșelătorie prin care te sună prin telefon și pun presiune pe tine ca să obțină niște, niște lucruri. Poate să obțină direct bani, poate să obțină informații personale ca să aibă acces la banii tăi și așa mai departe. Aici am pus și un link pentru un filmuleț interesant. Noi nu ne dăm seama cât de mare e industria, dar sunt call center care cred că dau telefoane legitime și sunt angajați cu stat de plată, care de fapt participă la niște campanii foarte mari de vishing și de phishing la nivel mondial. Bun. Baiting, fix ce ziceam mai devreme, sunt toate campaniile de pe social media. Cred că ultima foarte cunoscută a fost cea cu acțiunile și cu Ciolacu, unde zicea: Ciolacu a cumpărat acțiuni la hidroelectrică, cumpără și tu și voi avea un profit de 300 de euro pe zi. Pare un pic am bine să fie adevărat, nu? Adică, dacă toată lumea ar cumpăra să aibă profit de 300 de euro pe zi, am fi o țară extrem de bogată, dar, dar nu este cazul. La fel cu telefoanele mobile date gratis, majoritatea șanselor de câștig dacă dai click aici. Sunt, de fapt, o formă de baiting. Într-adevăr, unele par mai legitime pentru că, de fapt, nu, nu vor neapărat să ia direct ceva de la tine, ci indirect, pentru că tu o să le dai niște date în spate, date pe care ei le colectează și, după aceea, le vând către uh, diverse agenții de PR, marketing sau chiar, uh, chiar agenții politice și, uite, așa ajungem să fim manipulați uh, uh, la vot. Un exemplu clasic pe care îl făcea Cambridge Analytica îmi pare rău că nu putem să facem show of hands, însă Cambridge Analytica, de exemplu, lansat tot felul de joculețe pe Facebook să, și îți dădea your personality, ce tip de personalitate ai, ce tip de erou ești și așa mai departe. Noi ca utilizatori nu ne dădeam seama că atunci când noi răspundeam la lucrurile alea, noi participam la alcătuirea unui profil al nostru de alegător care ulterior era folosită în campaniile în campaniile de alegeri politice. Deci mare atenție la ce completați, nu tot ceea ce pare un joc este un joc și trebuie să vedeți cum alegeți să vă petreceți timpul liber pe, în mediul digital. Bun. Quid pro quo basically Iarăși, te poate suna cineva de la bancă să spună, uite, am, trebuie să îți updatezi datele cu caracter personal, tu îl crezi, el, zice, el te întreabă câteva informații, pare legitim și atunci ai dai update-ul la datele tale de buletin, să zicem. Ulterior, ca să confirme că ești tu, o să-și ceară și datele de card și uite așa află și CVV-ul tău, închizi și tu nu o să știi Prea curând, că de fapt aceea nu a, fost, nu a fost banca. Asta se întâmplă mai ales pe numere de telefon care nu par legitime. Adică, dacă este un telefon de România, de fix, sunt șanse destul de mari să fie, să fie banca. Dacă este un număr din străinătate, sigur nu este banca. Dacă este un număr necunoscut, sigur nu este banca. Dacă sună cu ceva ce îți apare pe telefon voice over IP, cu siguranță nu este banca. Vă garantez că nu aveți un văr în Nigeria care are 2 milioane de dolari în cont pe care vrea să vi le dea vouă. Bun. Last but not least, pe, pe zona asta mai teoretică, este zona de tailgating sau pretexting aici revin iarăși, la mâna întinsă fără o poveste nu primește nimic. De cele mai multe ori asta poate însemna acces neautorizat. Se întâmplă mai ales în mediul corporate. De obicei, dacă este cineva foarte panicat la o intrare care zice că trebuie să vorbească cu cineva din clădire că i-a murit bunica, că s-a întâmplat ceva, care are probleme acasă, în 99% din cazuri de fapt este doar un pretext ca să intre în acel loc pentru ceva scop ce are el acolo, să colecteze informații sau să adune niște obiecte fizice de pe acolo, sau să compromită rețeaua de IT, sau tot felul de, de lucruri în genul ăsta. Și aici este o industrie, este o industrie întreagă, chiar o să pun un TED și pe tema asta în prezentare înainte să o trimit către Radu. În principiu e un, un tip din Statele Unite. Care a intrat până în camera de comandă a Pentagonului, unde oamenii aveau o întâlnire foarte, foarte importantă. Și a reușit asta într-o oră și jumătate, de la poarta Pentagonului până, până acolo, ceea ce ne arată că, ori where there's will, there's a way, nu știu cum se traduce asta foarte bine în română, dar nimic nu este 100% sigur, nici măcar Pentagonul. Așadar, ce ne rămâne în cazul ăsta? Pentru absolut toate aceste tipuri de inginerii sociale, vigilența este cea mai bună, unul la mână, doi la mână, dacă ați luat niște măsuri minime de securitate și tot ați pățit-o, este un accident. Deci nu trebuie nici să cădeți în partea cealaltă de paranoia, pentru că și acolo ați putea să aveți o tagmă de am ieșit din mediană și atunci să vă atace lumea și mai, și mai targetat. Așadar, cât, cât mai multă vigilență. Bun. O să fac o scurtă pauză aici și să văd dacă sunt întrebări de la voi, pentru că asta a fost o zonă așa un pic mai teoretică și aș vrea să mă asigur că uh, nu sunt întrebări sau uh, nelămuriri. Oh, Tibi? Da? Ne da? întreabă cineva o să le citesc eu acum. A, ah, lebești tu. Ce este spoofing? Întreabă cineva ce este spoofing. Da. Spoofing. Bună întrebare. Asta și asta, de fapt, aduce chiar la o zonă de. spoofing nu e o inginerie socială, dar este o tehnică prin care poate să îți fie luate datele. Să zicem că ești într-o cafenea, dacă nu mai vrei și tu să lucrezi de la birou. Și cafenea are un wireless. Și wireless-ul ăla se întâmplă să fie fără parolă neapărat. Oricine se poate conecta la acel, la acel wireless. Ei, dacă nu folosești un VPN, cineva care are câteva uh, tool-uri instalate pe, uh, pe laptop, multe din ele open source, unele din ele poate să le cumpere dacă ele ne să le configureze, uh, vine și îți fură absolut toate datele pe care tu le transmiți către routerul respectiv în acel moment. Asta este o formă de spoofing. O altă formă de spoofing este când omul vine, să zicem că omul vine fix lângă tine și are un mic dispozitiv prin care preia efectiv semnalele wireless pe care laptopul tău le trimite către router și le stochează și le decriptează sau le folosește sau le citește la el pe, pe laptop Concluzia pentru ce este spoofing ar fi, pe lângă ce este spoofing, ar spune aveți mare grijă la orice fel de Wi-Fi gratis care nu are parolă, pentru că sunt șanse foarte mari ca cineva să stea în rețeaua aia uneori și fără să știe că sunteți voi, pur și simplu să ia datele de acolo și vede el mai târziu ce face. Vă, chiar vă îndemn să folosiți VPN în astfel de situații. Dacă folosiți VPN, Virtual Private Network, puteți să găsiți tot felul de tooluri pe internet, de la gratis la plătite, la configurabile. Nu veți mai avea această problemă nici acasă, nici în alte zone. Bonus, dacă vă luați VPN și intrați pe alte țări, vă puteți lua bilete mai ieftine la tot felul de chestii sau vă puteți cumpăra electronice mai ieftine, așadar, aveți și un return on investment cât se poate de material pe lângă siguranță online. Asta este un insight pentru că e minunat. On the upside, uh, am vorbit uh, am vorbit ieri cu uh, cineva de la Miruna Muscan de la Code for Romania și da, s-a repetat. Deci Light motivul zilei, ieri au fost două de fapt, 2FA uh, da. Two Factor Authentication și VPN, 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 căci uh, da, aceste rețele minunate, dacă sunt gratis, Probabil mai stă, adică sunt șanse, cum spuneai și tu, să, ca cineva să stea acolo la pescuit, că de ce nu? Uh, uh, ne mai întreabă cineva, ok, spoofing, când iau aceste date, înseamnă că pot prelua și parole pe care le-am folosit atunci? Uh, depinde un pic de anumite protocoale, depinde un pic de pe ce website-uri se trimit parolele, dar în linii mari, da. Ok, deci... Da. Și de parole nu m-aș îngrijora, dar de datele de card, mh, Bănuiesc că se vânează, acum scuze, oameni așa o curiozitate, mai ales, mai ales că în multe hoteluri, locații de cazare, am văzut că se practică mai nou acest Wi-Fi la liber mm -hmm. uh, și stai și să mă gândesc, dacă eu sunt un băiat, așa, mai pus pe fapte rele și stau lângă o pensiune unde știu că vin oameni și pensiunea aia are WiFi-ul nesecurizat, probabil că aș, ar fi un wi-fi interesant de, de pescuit date. Da, și absolut. Că... Ceea ce ne salvează în cazurile astea e faptul că atacatorii sunt lene și există metode mai simple de a face asta fără să trebuiască să plece de acasă. Așa că, na în momentul în care o să crească gradul de securitate, s-ar putea să vedem pe la pensiuni niște oameni într-un colț afară care stau cu laptopul. Până atunci au metode care funcționează din confortul căminului lor. Ah, și, mai, și, mai, bine. Ok. Uh, e, aici avem o întrebare. Avem și unul că o întrebare, e puțin off în afara subiectului, dar, dar câteva secunde, dacă ne poți spune, când ne întreabă cineva cum ne-ai făcut curioși, cum intrăm cu VPN pe alte țări? E foarte simplu, e din consola de administrare a VPN-ului și îți zice ce țară să alegi și, practic, face ca traficul de pe laptopul tău să arate că vine din țara respectivă. E o treabă care funcționează pe protocoalele de, de comunicare, dar la nivel de, de user, când îți iei un VPN, intri în consolă, te întreabă din ce țară vrei să apară traficul. Tu dai click și aia a fost. Super, ok. Ok. Uh... Și că poate vrem să mergem mai departe. Mai am eu o scuze, e o întrebare, e curiozitatea, privilegiul moderatorului. Că ziceai de vishing. Uh, uh -huh. Mie mi s-a mi întâmplat de mai multe ori, dar cea mai recentă este că am avut o săptămână în care în fiecare zi, aproximativ la aceleași ore, primeam telefoane, adică suna prelung telefonul și iPhone-ul meu mai vechiuț, dar aș face treaba, m-a arătat că este un telefon, un apel din Tunisia. Eu nu știu pe nimeni în Tunisia. Nu era același număr. Adică chiar i-am dat, adică am rămăsese în lista de apeluri, erau, păreau a fi din aceeași gamă de numere, dar aveau, unele nume erau terminația diferită. Uh, și uite, v-am mai abisau, să știi. A, ah, Guinea ok, poate ai un prieten în Guinea Bissau. Acum, ca să cumva să stingem această. Eu, în general, când mă sună cineva, Răspund, adică nu sunt neapărat foarte ursuz așa aici Ca să desunflăm un pic curiozitatea Dacă poți imagina ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi răspuns Vorbeam cu cineva Sunt două variante Ori, da, vorbei cu siguranță cu cineva Care probabil era angajat cu acte în regulă să facă chestia asta undeva în lume Sigur nu era din Tunisia sau din Guinea-Bissau, în cazul meu, probabil dintr-o altă țară terță, se numește Voice over IP. Deci tu practic poți să-ți cumperi numere de telefon care să pară din orice țară din lumea asta, dar să tu să stai confortabil în, în orice țară. Un pic ca vpn dacă vreți. Uh -huh. Ce s-ar fi întâmplat? Două lucruri. Primul lucru era un apel cu taxă inversă și dacă aveai abonament, te ținea de vorbă vreo 10 minute, te întreba mai ții minte pe bunicu și așa mai departe și făceau un ban din, din chestia asta sau se certau cu tine sau depinde, au tot felul de, de, metode de inginerie socială sau vreau să obțină niște date de la tine, impersonau pe cineva, bancă, eu știu, puteau să fie o groază de chestii, puteau să spună că ai câștigat un premiu, puteau să spună că ți-a lăsat cineva un cont în bancă în afara țării, puteau să spună o groază de lucruri. Mm -hmm. De, și ne mai întreabă cineva, uh, uh, Ariana Meier ne spune aici în chat că atunci când răspundea nu spunea nimeni nimic de partea cealaltă, deci nu am înțeles că era scopul. A, da? Păi asta era o campanie proastă. Acum să nu credem că toți atacatorii chiar știu ce fac. Adică, na, sunt foarte mulți atacatori care de fapt nu sunt atât de buni. Okay. <laughs> da. uh, po și posibil asta ar mai fi o tehnică. Tu ai răspuns... Na, nu sună nimeni dar alea 30 de secunde, tot au costat niște bani. Și atunci na, la un volum enorm automatizat, fa poți face foarte mulți bani doar din cele 10, 20, 30 de secunde. E o chestie care nu mai funcționează în prezent de de asta acum ceva timp a făcut primul minut gratis Orange, Vodafone și toate cele. Aha. Aha, binecunoscuta, da. da, 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 primul minut gratis. Da, de uh, fapt nu a făcut-o din mărinimie pentru clienți, au făcut-o ca să se protejeze de fraudă. Super. Ok, uh, mulțum ne Mulțumesc, m-am luminat. Nu știu, și cred că și unii din, din cei care ne urmăresc. Uh, dacă vrei să trecem mai departe. Da, cred că, cred că e ok să trecem mai departe. Uh, vă mulțumesc de întrebări foarte uh, utile și relevante. Acum, Uh, să deconspirăm conspirații. Știu că uh, cel, nu numai noi, în România, dar și în România ne plac foarte mult conspirațiile. Așadar, 1. Nu e Rusia. În 99.9% din cazuri, nu e Rusia. Da. Uh, de ce credem cu toții că sunt, de fapt, din Rusia? Pentru că Putin a făcut o chestie foarte inteligentă. Nu extradează pe nimeni. Deci, practic, cred că vreo trei sferturi, dacă nu mai bine, din atacatorii profesioniști din lumea asta. Sunt în Rusia pentru că nu pot fi extrădați. Nu neapărat că lucrează cu guvernul Rusiei direct, decât dacă se duce Rusia pe la ei și le cere lucruri, dar de asta o să vedeți de foarte multe IP-uri care vin de acolo, litere chirilice și așa mai departe. De fapt, n-au absolut nicio treabă cu, cu guvernul Rusiei neapărat. Scopul lor, în final, tot, tot banii sunt. China. Cu siguranță China te spionează, dar nu vrea banii tăi. De ce zic cu siguranță? Păi, cred că nu există nimeni online, am o certitudine de 100%, care nu are un router de la internet service providerul lui care să na, nu fie din, din China. Mă îndoiesc și că în acest grup s-a gândit cineva să mai pună un router de-al lui configurabil după. Routerul chinezesc, astfel încât să poată să-și pună acolo VPN și să cripteze traficul. Mă îndoiesc profund, nu de alta, dar și eu am făcut asta de-abia acum cu 4-5 ani și sunt în industrie de vreo 10. Acum, e o poveste care a fost și publicată online și puteți să o găsiți de, pe, de acum ceva ani. Routerele TP-Link de la un mare service provider din piață care începe cu D și se termină în IG, au fost desfăcute așa frumos. Și erau câteva porturi în plus care transmiteau date care nu erau în fișa tehnică. Așadar, puteți să fiți 100% siguri că, virgulă, China are toatele, toate datele voastre. Probabil că nu s-au uitat prin ele, dar, în caz de vor, uh, au, uh, au cum să se, uh, să se uite. Uh, al treilea lucru, nu e special dacă ești atacat, ba din contră, ești foarte mediocru și atunci cazi în acea găleată foarte mare de oameni care au cam același comportament de fapt în mediul online și atunci sunt susceptibili către un, uh, un atac. Um, dacă într-adevăr e un... iarăși, vorbim de 99.5% din cazuri, acel 0.5% din cazuri unde într-adevăr ești o țintă cu nume și, uh, nume și prenume... Poate să fie ori pentru că ai supărat pe cineva, și vom ajunge și, și la chestia asta, și atunci vrea efectiv să-ți facă rău, deci nu mai vorbim de, de furt de date, vorbim de cineva care vrea să-ți facă rău legitim, poate să fie zona de hectivism dacă lucrați mai apropiat de, de guvern, și, desigur, poate să fie zona de destabilizare, dar în foarte, foarte puține cazuri. În cele mai multe cazuri, iarăși, cu 20% din efort pot să rezolvi cel puțin 80% din potențialele amenințări care se te atace și vigilența e, e foarte importantă. Iarăși, nu e o cultă mondială care cumva crede că poate să manipuleze toată lumea și așa mai departe. De fapt, e destul de mult haos. Și dacă veți mai auzi oameni inclusiv din, din, din zona de apărare sau de securitate națională, veți vedea că nici ei nu știu în cele mai multe din situații ce se întâmplă și cum se rezolve anumite lucruri. Ai spune chiar că este cea mai capitalistă piață din lume, zona asta de piață digitală. În același timp nu e niciun adolescent într-un beci care să aibă un hoodie pe cap și să facă niște cod complicat și așa mai departe. Ba din contră, oamenii ăștia s-ar putea să treceți pe lângă ei pe stradă să fie în șlap și în bermude cu ochelari pe soare și de fapt să facă foarte, foarte mulți bani din tot felul de astfel de campanii targetate. Poate să fie la fel de bine un om la costum. Nu, nu puteți să puneți o, o persoană pe, pe chestia asta. Se poate întâmpla din, din foarte multe lucruri. Iarăși, un pic ca la furt, dar un hoț poate să fie și jerpelit dar poate să fie și un om foarte educat și, și rafinat. Nu se exclude. Ce e important de știut? De obicei nu e o singură persoană, oricum. De obicei este un grup bine organizat, cu tascuri împărțite între ei. Unul îți dă mail, altul te sună, altul face uh, deployment la un malware, altul colectează informațiile, unul le vinde mai departe. Adică este un foarte bine organizat, uh, chiar este o, o formă modernă de mafie, dacă vreți, uh, și a învățat foarte multe de la mafia clasică în, uh, în, uh, în modurile în care operează. o secundă. Uh, aș mai vrea să menționez uh, aici un lucru foarte important. Uh, oamenii ăștia de foarte multe ori sunt niște oameni uh, foarte normali. Unul din exemple pe care le discutam la un moment dat și cu, uh, și cu Radu și ține de, de Booking.com, dar e o chestie publică. Na, dacă căutați pe internet o găsiți. Au... Uh, booking Oprește anual cam 100 de milioane de rezervări false. Cam atâta oprește. Da? Unele trec, dar e un proces foarte mic, dar vă puteți da seama de, de scară. În același timp sunt grupuri estimate la mii de oameni. Repet, mii de oameni care lucrează la scheme de phishing doar pe site-urile de hospitality. Da? Deci nu e doar booking.com, e și Airbnb și așa mai departe. Și sunt oameni care lucrează în call center, au fost câteva destructurate în Asia de Sud-Est, unde oamenii nici măcar nu știau că ei de fapt lucrează pentru niște oameni care fac fraudă financiară. Nu știau. Ei pur și simplu aveau un script Citeau scriptul, făceau ce zicea acolo și treceau la următorul număr de telefon și așa mai departe. Asta ca să obțină tot felul de, de accese de, și să bypasseze two-factor authentication și așa mai departe. Este o industrie foarte mare. Foarte, foarte mare. Același lucru și gândiți-vă că asta e hospitality. Vă puteți imagina dacă aici sunt mii de oameni cât sunt în banking? Probabil că vorbim de zeci, zeci de mii de oameni care, care lucrează aici. Bun, doar așa de fun fact, să știți că până și cele mai mari companii din lume și-au luat-o destul de urât pe zona asta de phishing. Facebook și Google, 100 de milioane, majoritatea banilor pierduți pe facturi. Trimiteau mail cu urgent plătește factura asta acum, impersonau CFO-ul sau o, o, un nume de putere din cadrul companiei. Contabilii, după cum știm, se emoționează mai repede sau emoționa repede, au completat dar noile date bancare, au trimis banii și au dispărut. Da? Cam asta era principalul mod de, de, operare. Facebook și Google sunt cele mai cunoscute pentru că au pierdut o căruță de bani și a trebuit să raporteze către uh, shareholder pe bursă, de asta știm despre ele, dar vă garantez că niciun fel de companie din industrie, de tehnologie, de farma, de chimie, bănci, ce vreți voi, nimeni nu a scăpat de... De chestia asta, unii au vrut să facă și către companii mai mici, cei care n au avut loc în grupul mare, au zis lasă că ne facem noi o niște de piață pe IMM-uri. Acolo a funcționat și nu a funcționat atât de bine. După cum vedem, cam de prin 2017-2018 și mai ales după 2019, când s-au digitalizat procesele, Schema asta de phishing cu, cu facturile n-a mai funcționat la companiile mari și s-au dezvoltat și produse software la nivel de organizație mare care te, te protejează. Unul dintre ele, și vă recomand să, să vă uitați pe ce face, se numește Proofpoint, care practic îți scanează toate, toate mesajele și îți zice cu un grad de siguranță destul de mare ce e un mesaj fals și ce e un mesaj legitim. Proof point e doar un tool, au mai, apărut, au mai apărut și altele între timp, anomalii și mai pot să dau câteva nume. Deci în mediul corporate mare, problema asta, specific problema asta, s-a cam rezolvat. Asta nu înseamnă că încă nu sunt mesaje care, care trec, asta nu înseamnă că încă nu sunt alte metode, mai ales cele prin telefon, prin care oamenii găsesc acces. Ba mai mult, anul trecut Caesar's Palace, deci MGM ca și nume de companie, a fost hacked în două minute Pentru că cineva a impersonat un angajat care a sunat la IT Support și l-a rugat să-i dea în sub două minute, i-a dat userul și parola Acum știm că acel call a fost de sub două minute, nu știm de câte ori a sunat înainte și nu i-au dat dar, practic, în două minute au obținut accesul în, în rețea, au criptat tot și au dat pe jos cu compania în sub 5 ore o chestie în genul ăsta. Compania avea un buget de cybersecurity de 80 de milioane de dolari pe an. Bun. Am, am linkuit aici un, un video. Ce aș vrea să menționez? Oamenii fac chestia... Vă invit să vă uitați, este de acum... 7-8 ani, m-am uitat din nou la el înainte să-l pun aici, încă este extrem de relevant și senzațional de bine făcut. În principiu, m-am gândit dacă să pun un slide despre ce înseamnă cybercrime, am zis că mai degrabă linkuiesc aici că băiatul ăsta zice mult mai bine decât aș putea eu să, să zic vreodată. Bun. De ce se întâmplă toate lucrurile astea? Din nou, bani doar bani. Lumea vrea să facă bani repede, simplu și fără mari, mari durere de cap. Economia digitală subterană de care vă vorbeam este estimată la 3 triliarde. PIB-ul României este de 300 de miliarde pe an nu putem să ne imaginăm cât de mare este piața respectivă. E, 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 greu, e greu să digeri acest număr. Eu, na, fiind și economist la, la bază, mă întreb, dar de unde s banii ăia în economia reală? Cum, ce se întâmplă cu ei? Pe unde circulești? De ce nu-i prinde nimeni? Uh, well, ideea este că lumea e mai deșteaptă decât credem noi. Din păcate, oamenii deștepți sunt și lene și atunci sunt mai susceptibili la alege o economie gri sau subterană decât să, să lucreze în viața reală și să plătească și taxele la stat. Probabil că vorbim de câteva milioane sau zeci de milioane de oameni care lucrează în industria asta și, din nou, unii din ei nici nu știu că fac ceva rău neapărat. Acum... Ce se întâmplă acolo? Gândiți-vă, și veți vedea asta și în filmuleț: gândiți-vă că există un emag pentru virusuri și campanii. Da? Deci, tu intri cetățean cinstit pe dark web și zici, nu vă supărați, vreau și eu un kilogram de campanie de phishing. Și după aceea vine și zice, cum să nu, uite, avem campania asta de phishing și avem acest motor de a o lansa. Ai nevoie și de servicii de lansare a campaniei tale? A, da, te rog, cât mă costă? Păi uite, îți fac un discount pentru că ei și software-ul. Ai nevoie și de o analiză și de colecție de date după aceea? Ar fi minunat dacă se poate. Cum să nu avem și asta? Bonus, dacă tot le-ai luat pe toate astea, îți dăm înapoi și ofuscarea contului în bancă din nu știu ce țară dubioasă în care îți transmiți banii. Este efectiv ca și când te duce să-ți cumperi ceva dintr-un magazin online. Sunt review-uri sunt Este competiție între cei care dezvol, dezvoltă software malițios și fac campanii în care zic software-ul meu e mai bun decât software-ul ăla. Îți dau trial gratuit o săptămână. Deci, piața este enormă pe zona de, de, de software. Bun. În același timp, este piață de trading pentru datele cu, cu caracter personal și este un pic ca la. Um, e un pic ca la film cu cât, uh, e mai văzut, cu cât sunt mai văzute cu atât le scade prețul la prima vânzare sunt foarte scumpe la a doua vânzare le scade și așa mai departe valoarea lor uh, descrește fun fact, cineva chiar a făcut cotații ca la bursă până da, care să observi trendurile prețurilor de vânzare a lucrurilor de date cu caracter personal uh, și vinde acel software ca un produs pentru cei care uh, se ocupă de chestia asta um, nu hardware, da, iarăși, poate să fie de la vreau să-mi spionez iubita, da, sau șeful, sau whatever, până la hardware foarte profesionist de pentru spionaj industrial și așa mai departe, you name it. Sunt fabrice ilegitime, mai țineți minte că în România era mitul ăla cu pantofii făcuți pe vapor? Ei, acum să știți că în apele internaționale se face foarte mult hardware ca să nu știi țara de proveniență, să nu plătești taxe, să fie sub radar și așa mai departe. Care e introdus prin diverse porturi, prin binecunoscuta meteahnă de Adam Mită. Bun. Da, um. na, tranzacții cu produse, servicii ilegale, vă dați seama că primul acolo e, sunt drogurile, este cea mai mare piață de trading de droguri din, din lume. Fun fact, la un moment dat, au reușit să facă o captură polițiștii din Germania după o campanie de un an și jumătate. Pe zonele astea, mai ales pe cele care dau în economia reală, deci hardware, care au produse practic în economia reală, intri în acel grup doar dacă ești trusted și de obicei există niște moderatori care îți observă comportamentul timp de un an de zile după ce ai intrat. Uh, Unul din cam 50 de polițiști undercover rămâne acolo suficient de mult cât să-i deconspire Dar asta e atât de greu Au un sistem de uh, intelligence uh, pentru care unele servicii din intelligence cred că sunt invidioase uh, Dar uite că unii au trecut și au capturat cea mai, cea mai mare captură din lume 10 de kilograme de amfetamine, 10 de kilograme de cocaină, 10 de kilograme de... Nu, sute de kilograme de marihuana și așa mai departe, ceva ce ei ar fi capturat în 5 ani la vamă. Ca să vă imaginați scara și, și magnitudinea. Um, bun. Piața de contractare de servicii am, men am menționat-o. De ce am vrut să fac acest showcase? Din nou, nu putem să fim safe 100% Această economie nu va dispărea practic niciodată. Și cel mai bun lucru pe care putem să-l facem din nou este să fim cât mai, cât mai vigilenți. Așa. Pe lângă vigilență, mai există câteva lucruri care eu cred că sunt la îndemână pentru orice persoană tehnică, non tehnică, mai tânără sau, sau mai în mai în vârstă. Mama mea folosește two factor authentication pe toate platformele acum, pentru că este atât de simplu de, de configurat. Ce vă recomand? În primul rând, pentru toate platformele mari cunoscute, Google, Meta, Instagram, Microsoft, you name it, care care or mai fi acolo. Uitați-vă în meniul de setări, aveți la toate o secțiune de securitate și, uh, și privacy. Unde vă zice? Vrei securitate mai mare sau mai mică? Uite ce face această setare de securitate? Uite unde se duc datele tale? Uitați-vă întotdeauna în browser? De curiozitate vă invit să vă uitați la cookies și să vedeți câte site-uri în momentul ăsta preiau datele voastre sau monitorizează mai tot ce faceți voi pe, uh, pe laptop. Dacă la un moment dat începe să vă meargă laptopul mai încet, dați clear all cookies și o să înceapă să meargă repede, pentru că probabil sunt niște scripturi micuțe, dar din atât de multe locuri și de pe atât de multe site-uri, încât folosesc un pic mai mult din, din procesorul vostru. Chiar vă invit să, să vă uitați și să faceți așa o curățenie de primăvară. Tot ce înseamnă update-uri, ori de software pe telefon, ori de aplicații și așa mai departe, în cele mai multe situații conțin inclusiv noi setări de uh, securitate. Fun fact, uh, în fiecare marți, în fiecare a doua marți din lună, Microsoft are așa numitul Patch Tuesday. Patch Tuesday înseamnă că ei au văzut că au niște vulnerabilități în produsele lor, nu le-au făcut publice până când n-au găsit o rezolvare pentru ele. Cu acel nou patch, cu acel nou software update, ti se instalează automat și patch respectiv, dar în momentul în care vine acel patch, Tuesday, începe o cursă în contra cronometru. Pentru că toți atacatorii din lume află de vulnerabilitatea respectivă și se grăbesc să vadă cum poate să o automatizeze să lanseze un atac. Și e, uneori mă gândesc că e așa ca în Wacky Racers, ca la, ca la sprint, care trece primul linia de sosire. Inginerii IT care pun patch pe sisteme sau atacatorii care dezvoltă un malware pentru respectiva vulnerabilitate. Na, e, E un match constant. De multe ori în acea patch Tuesday sunt echipe întregi de IT care transpiră. În mediul corporate uneori e mai complicat să pui patch-urile astea și trebuie să te scarpi în așa un pic, să zici, măi, pe asta cum o rezolvi? Cam același lucru se întâmplă și pe telefoanele noastre individuale, și pe platformele de Google și așa mai departe. Autentificarea în doi pași. O mai zic și o dată cum ar veni, dar cred că o să-mi fac un tricou cu activează tu fa. Dacă o platformă nu are funcționalitatea asta, atunci fi, asigură te că este legitimă. Ce poți să faci, de exemplu, este să iei site-ul www.noulsite.ro și să-i scrii Who is lângă el, ca să nu intri direct pe site prin, prin Google, pentru că o să, dacă e malițios, o să-ți apare de la primele linkuri. This site is malicious. O să zică cineva pe, pe, marele Google. Și atunci verifici totuși că măcar din start, acel site nu este, nu este malițios. Doi la o scurtă, așa. Deci pur și simplu iau numele site-ului, îl bag în Google și întreb who is? Da, scrii who is. Ok, asta da. este extrem de la îndemână. That's all. Dacă, na, dacă ți apare din start Malicious site? B ai știut că e malicious site? Ok, nu mai intru. Dacă nu ți apare chiar din, din start, e o șansă foarte bună deja să, să fie legitim. De ce zic? Astea sunt scanere care merg în continuu și în principiu website-urile astea updatează la minut. Ce, ce detectează. Deci le prind destul de repede. Na? Dacă e un site care a apărut acum trei zile, ok, poate că nu l-au prins încă. Dacă a apărut de o săptămână, sigur există cineva pe internet care îți zice că e malițios. Așa. Bun. Ce aș mai vrea să spun apropo de, de site-uri de încredere? ați văzut în browser că unele site-uri au http și după aia website-ul și unele au https? Acum, inclusiv browserul zice că e un site nesigur. Dacă nu are acel S în față, 90% șanse ca cineva să fure datele din website-ul respectiv, fie că știu ownerii fie că nu. Așadar, stați cât mai departe de orice website care nu are acel S în față, iar dacă voi aveți website-uri Cumpărați-vă acel protocol de securitate, costă 10 dolari pe an, o chestie în genul, este lifesaver. Dacă nu îl aveți, există o bună șansă ca cineva deja să fure datele voastre sau să folosească procesorul computerului vostru ca să mineze niște bani pe undeva. Bun. Nu în ultimul rând, să știți că DNSC, Direcția Națională de Securitate Cibernetică, are acolo un, un băiat la comunicare care face o treabă foarte bună de awareness și publică o groază de campanii, inclusiv din România, de la Banca Transilvania, FAN Curiere, MAUC și așa mai departe. Deci, dați-le acolo un like, share, subscribe uh, și, și urmăriți-i. Nu neapărat uh, la ce, ajută în două, în două direcții. Unu, te ține la curent cu ce se mai întâmplă. Doi, îți amintește mereu să fii vigilent, da? că uneori, na, poate după colo ăsta, vreo două săptămâni o să fiți un pic mai paranoia, dar după aia o să vă relaxați din nou. Și atunci, văzând constant astfel de campanii, rămâneți mereu un pic într-o într zonă de alertă, ceea ce nu e neapărat un, un lucru rău în, în ziua de azi. Atenție de alertă, nu de paranoia. Iarăși, când oamenii ies din linia mediană, devin interesanți. De ce iese omul ăsta din linia mediană? Poate că are ceva de ascuns. Ia să vedem. Și atunci devii o țintă. Da? Așadar, toți oamenii ăștia care folosesc super tool de securitate, care își criptează toate datele, care șterg toate datele de peste tot, de fapt sunt un, uh, uh, <sus> sunt o lumină care pui în pădurea întunecată, să zic așa. Nu vrei să fii, uh, nu vrei să fii văzut pentru că o să vină după tine. Și această supraveghere se o face cineva automat, adică bănuiesc că nu stă, Adică bănuiesc Prima. că sunt. Și da. cuiva, îi apare o statistică: că avem acest utilizator în, să zicem, nu știu, orașul Pitești, care este extrem de discret și. Da, uite, un exemplu cât se poate de clasic: există un mail numit Proton Mail care e foarte, foarte folosit în, în tot felul de situații, jurnaliști de investigație, activiști de mediu și așa, mă rog, plus alții. Da? Deci lume care, de fapt, chiar legitim este paranoia datorită muncii pe care o face. China ale, ia absolut toate adresele alea de e-mail pentru că la un moment dat vor atinge nivelul de quantum computing și vor putea să decripteze și nu toate, dar o parte din mail-urile trimise prin Proton în continuare vor fi relevante. Deci ei le stochează când ajunge tehnologia acolo să poată să le decripteze și să se uite prin ele. Deci asta e așa, la, cu titlu de, de senzațional. Da, deci fiți mediocri, dar vigilenți.